Salut, sunt Ștefan Deleanu și în acest videoclip vă voi explica cum puteți să vă dați seama dacă ați fost victime uh, în breșa de date a mai multor sisteme care afectează instanțe din România. Breșele de date erau deosebit de simple. Uh, prima pe care vă voi arăta mi-a fost uh, comunica, uh, comunicată de un jurist, deci uh, nici măcar de, de persoană din, din domeniul IT și clar a fost abuzată in the wild ceea ce înseamnă că alte persoane s-au folosit de aceste parole pentru a accesa dosare electronice și pentru a citi din ele. Uh, informația e deosebit de severă, mai ales în contextul în care problema a apărut direct din UI-ul pe care îl are o aplicație cu caracter public, în speță rejust.ro. Uh, însă e prima vulnerabilitate pe care o voi raporta pentru că e cea mai simplă de vizualizat și cea mai ușoară de înțeles. Am să intru acum pe partajare și am să vă arăt cum puteți să identificați dacă ați fost victime în breșă. Prima și cea mai simplă de identificat este folosind chiar platforma Rejos.ro, care, pentru că nu anonimiza bine dosarele și foarte mulți judecători s-au gândit că este bine în încheierile de ședință să atașeze parola de la dosare, parolele care acum sunt anonimizate pentru că le-am raportat problema, pentru, cred că, 2 ani de zile nu au fost. Ceea ce înseamnă că uh, dosarele de la următoarele instanțe, cam... O treime din ele, o pătrime din ele nu erau bine anonimizate, iar impactul pe care asta l-avea era că uh, parolele pentru accesarea acestor dosare erau publice, erau libere și oricine se putea autentifica. Acum, la prima vedere, poate putem să spunem că accesul era imposibil, pentru că cum îți dai seama care este dosarul despre care discutăm? Vedem dacă găsesc o aplicație gratuită pentru că cea de la... Uh, îmi trebuie o căutare avansată. Deci îmi trebuie o căutare avansată, cum o are, de exemplu, aplicația furnizată de Volters Kluwer, și poate reușesc să caut după și o aplicație gratuită, în afară de cea de la, de la Dar ideea este că tu poți să cauți în baza API-ului dosare care sunt tocmai la aceeași dată la care au fost divulgate parolele așa încât, odată ce știi că în judecătorii ar cu vâlcea, în speță de minori și familie exercitare autorității părintești, fond, la data de cutărescu cutărescu, tu poți să intri foarte frumos, vezi care este dispozitivul și după, la aceeași dată, tu cauți un dosar similar. Chiar dacă ele în aparență sunt anonimizate, niciun dosar de pere just nu este în fapt anonimizat. Toate pot fi identificate în baza obiectului, acumulat cu uh, data, uh, judecătoria, uh, soluția uh, și uh, dispozitivul care este public. Iar singura diferență dintre dispozitivul de aici și dispozitivul uh, de pe platforma ajuns.ro este că aici fiecare caracter dintr-un cuvânt anonimizat este înlocuit cu dies. Un program automat poate fi făcut să identifice dacă documentele sunt similare, practic să ignore diezurile, adică să considere că e oricare caracter și uite așa să își dea seama care sunt informații din dosarul dumneavoastră. Deci practic să își dea seama cine este cel care este vizat de un dosar în instanță. Deci în, în primul și în primul rând anonimizarea este incorrectă de o perioadă lungă de timp, iar pentru că acum aflai și parola, Puteai să vezi absolut toate dosarele și nu numai tot ce avea caracter public, pentru că până la urmă hotărârile și actele instanțelor, dacă justifici un interes public, le poți obține într-o anumită formă sau alta. Problema cea mai mare era că era obiectele sunt cu caracter sensibil, de la plângeri contravenționale care nu au mare uh, impact, la minori și familie, uh, la tutelă, la, uh, la probleme cu caracter sensibil. Care sub nicio formă nu trebuiau să ajungă publice. Așa că e foarte simplu ca tu să cauți dacă ai fost vulnerabil, pur și simplu caută data la care tu ai avut un litigiu. Sau uite-te dacă pe dosarul electronic, dacă ai vreo încheiere de ședință care include folosiți parola. Pentru că dacă ai, ai o șansă de o, un 30% să fi fost susceptibil. Eu nu mă aștept ca. Um, ca CSM-să raporteze care au fost vulnerabili, pentru că scopul lor este să ascundă problemele și să spună că instanțele sunt bulletproof și n-au nicio problemă, nu să arate care sunt problemele și să dea voie avocaților să se întoarcă împotriva statului pentru erorile lor, astfel încât să fie nevoit să mai dea și niște este că CSM e o probabilitate foarte mică să reclame vulnerabilitățile față de public, cum nici data trecută, când a divulgat date uh, uh, pentru că permitea indexarea pe Google a hotărârilor și citărilor, uh, nu a notificat pe absolut nicio persoană. Nu, nu știu să fi divulgat. Poate au divulgat prin mail, dracu știe. Dar eu nu cred că au divulgat cum 99% din, din instituții publice nu notifică, mai ales informații cu de uh, care sunt de interes public niciodată nu le dau decât dacă le ceri, deși sunt obligați de GDPR să reclame aceste vulnerabilități și să informeze publicul cu privire la existența lor, tocmai pentru a preveni uh, astfel de situații în viitor. Nu neapărat publicul, cât uh, persoana care a fost uh, afectată, dar cum toți au fost afectați, trebuiau să ne notifice pe toți. Ei s-au jucat poker și au spus că nu, eu cred că numai ăștia au fost, fost fără să dea voie persoanelor care a fost afectate, să decidă dacă este important, dacă este un risc suficient sau nu și să decida ei dacă se ia măsuri în instanță pentru culpa pe care a dovedit o fie instanța, fie aici este vorba de de CSM în sine. O altă problemă, cea asta destul de gravă, nu mai sunt aici decât cele cu caracter politic, pentru că celelalte au fost dezindexate după ce am notificat eu. Uh, dar în principiu toate instanțele care foloseau sistemul de la, uh, de la Curtea de Apel Arad aveau uh, și încă au particularitatea că permit uh, nu, 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 nu parolează accesul la documentele din dosare. Deci ai numărul ăsta, care este un număr serial, care poate fi ușor ghicit, sau dacă nu faci un program în, într-o seară, tu descoperi toate informații într un anumit dosar. Asta e, de exemplu, instanța, ăsta e... Numărul de dosar, deci practic e numărul de dosar și în baza numărului de dosar tu poți deja să, să identifici toate documentele care au fost emise în acel dosar și o faci peste noapte. Ăsta nu a fost șters pentru că linkul a pus ceva pe Facebook și de acolo s-a și indexat. Într-adevăr, indexarea în sine apare numai dacă a apărut și o culpă utilizatorului, de exemplu, dacă a pus pe internet linkul către accesul acestui dosar. Problema intervine că pe lângă că poți să afli asta, tu poți să faci un program care să încerce toate numerele astea până ajunge la numărul 0 și așa găsești toate informații din un dosar care a primit un astfel de număr. Informații cu care se poate afla în mod public că astea sunt linkuri fără parolă, unde locuiește o persoană, ce a decis instanța detaliat, toate informațiile care pot să aibă caracter sensibil. Mai ales că dacă te folosești și de informații de pe rejust, poți să faci niște indicii cu privire la unde să cauți și cum să cauți. Bun. Pornind de, ac de la aceste informații, dacă vrei să afli dacă ai fost susceptibil, trebuie doar să te uiți dacă folosind Tribunalul Arad ai avut ceva care a fost primit și care are un astfel de link. Așa sunt citările, de exemplu, și pe lângă citări care na, divulgă adresa, așa sunt și anumite hotărâri pe care le primești semnat electronic pentru conformitate. Deci și hotărârile respective și, și citările au avut caracter public pentru că instanța le-a divulgat toate. Și aici vorbesc de toate, și în continuare nu au parolă. O altă problemă este că sistemul de parolare este unul uh, neefectiv, astfel încât într-o noapte iar poți obții acces la dosarul electronic prin brute force, care e o chestie pe care o pot face copiii de 12 ani. Nu e o chestie care să necesite foarte multe competențe tehnice. Uh, asta într-adevăr e o problemă cu caracter mai puțin grav, pentru că nu toate dosarele obțin un uh, link de genul și, uh, prin urmare, Uh, riscul e ușor mai redus să fi fost uh, victima acestei breșe. Pe lângă aceste breșe și, uh, și instanțele uh, din jurisdicția Curții de Apel Cluj tot au fost susceptibile unui atac, care însă nu cred că a fost abuzat in the wild. Prima oară când i-am notificat, au rezolvat destul de rapid problema, chiar dacă um, IT-stul de la instanța a făcut eroarea și a permis a pus iar codul vulnerabil înapoi pe production și iar a creat vulnerabilitatea. Practic, ce se întâmpla? Sistemul, și intru aici pe curtea de apel Cluj ca să pot să demonstrez. O secundă. În sistemul de achiziții publice oferit de curtea de apel Cluj ci toate practic toate fișierele care permit să facă asta. Tu când căutai, de fapt și aici am să intru pe inspect element ca să demonstrez. Tu de fapt accesai un script care îți permitea să citești toate fișierele care sunt pe, pe directorul respectiv. Problema intervine că aceste informații pot să fie modificate. Uh, și prin modificarea acestor informații, tu poți să ajungi în poziția în care tu, de exemplu, să ai acces la tot directorul web. Problema care intervenea este că în directorul web, uh, nu cred că se vede pe partajare, dar uh, am să o pun acum pe full screen și am să vă arăt. O secundă. Deci, uh, practic, uh, de fiecare dată de când deschizi linkul ăsta, asta fiind inspect elementul, uh, găsești uh, în network în zona de folder achiziții, el caută pe, uh, acest, uh, pe acest link, el trimite practic ce folder vrea să acceseze și uh, uh, practic accesează acel document. Problema era că puteai să accesezi și director gol. În sensul în care puteai să intri de la baza sistemului și așa citeai ce documente avea pe tot, nu, nu puteai să citești conținutul, dar aflai ce documente există pe tot calculatorul PC și pe lângă chestia asta aflai și documentele care sunt în directorul web. Directorul web însemnând unde sunt stocate web-ul. De exemplu, dacă eu am aici documente, anunțuri, achiziții publice și mi apare lista de fișiere, eu pot să bag în linkul meu de la browser URL-ul care mi-l generează răspunsul de la ăsta, Uite, ăsta. Și voi avea acces la documentele propriu-zise. E, problema e că puteai să faci asta și cu uh, documentele, uh, și cu backup-urile, cu copiile de siguranță pe care le aveau, instanțele. Și făcând acest lucru, tu puteai să obții foarte ușor acces la uh, parola de acces la ecris și așa mai departe. Aveai și VPN pentru acces la instanță, erau mai multe. Uh, Le-am raportat și au rezolvat repede. În 3 zile. Dar... Uh, evident că riscul exista și înainte, și probabil că a existat pentru ani de zile, numai că nu a fost descoperit, fie nu a fost raportat. Pentru că există și riscul ăsta, pentru că cei care chiar fac mizerii le țin pentru ei de foarte multe ori, nu le raportează sub nicio formă și nici nu dau defects la site când poți să acceseze dosare și să modifice soluții. Pentru că odată ce ai acces la uh, ECRIS, tu poți foarte ușor să, uh, să modifici soluții, să faci așa, chiar dacă ele vor fi identificate. Poți să păcălești pe cineva și asta poate să fie. Suficient. Pentru că prea rar ai să găsești că, nu știu, uh, un executor judecătoresc va sta și va solicita nu știu ce. Dacă tu-i vii cu un document care aparent are legitimitate, și uh, când scoate grefierul copia legalizată, iese de fapt uh, o copie fictivă, falsificată de, de tine, practic pusă de tine în sistemul de la ECRIS. Asta de vulnerabilitate care exista. Uh, pe lângă ele mai sunt și câteva despre care nu pot să discut, din motive evidente, a, și pe, deci la Cluj era susceptibil ca dosarele să poată să fie citite, pentru că odată ce are acces la backup-ul de la WordPress, poate nimeni să citească parolele, poate foarte ușor să vadă care e parola în baza hash-ului și pornind de la chestia asta, că cred că era backup full cu WordPress b -b -c, era backup la WordPress. Um, Uh, poți să afli care e parola și după folosim parola te conectezi pe WordPress. După ce te conectezi pe WordPress, folosești uh, uh, wordpress să instalezi un plugin care să-ți dea acces la toate fișierele, pui un fișier de tip shell care îți permite practic să execuți comenzi, să lucrezi, e ca cmd din Windows, să execuți comenzi pe sistemul de la instanțe și după folosind chestia, tu execuți o comandă să ai acces la dosarul electronic pentru că tu practic ești pe același server pe care îi rulează și ecrisul. Și e clar că dacă sistemul ăla, aplicația aia pe care eu o am pe același server, poate să acceseze dosarele electronice, tu poți să faci același lucru numai că să scoți funcția care îți verifică parola. Și uite așa ai acces gratuit la toate documentele pe care le uh, emite instanța. Nu cred că această problemă a fost abuz, uh, uh, abuzată. Cred că a rămas la nivelul de am raportat-o eu și probabil că alții nu și au bătut capul. Dar este o vulnerabilitate care a existat. Mai sunt și alte instanțe care au probleme similare, care îți permit accesul la toate dosarele, dar care nu au fost care sunt mult mai evidente. Eu am raportat una dintre ele. Trebuie să mă apuc să raportez și cealaltă când, când prin timp că. Că trebuie să scrii romane, trebuie să fii insistent, trebuie să te explici și așa mai departe. În fine, una este foarte mare și afectează un, o anumită curte de apel din, din România, și alta are un risc, e susceptibilă la genera probleme, trebuie să mă uit mai atent și să văd punctual și să trimit o notificare după ce termin. Da, concluzia pe care, cu care vreau să vin către avocați este să vă uitați foarte atent la uh, problemele care afectează uh, sistemele pe care le au instanțele și chiar dacă ei nu vă raportează, să verificați dacă nu ați fost cumva victime în breșe. De ce? Deși eu raportez problemele, eu nu sunt singura persoană care are competența să fac asta. Eu le găsesc sincer, uh, nici măcar nu le caut. Uh, momentul în care folosesc eu pentru dosarele mele în instanță, momentul în care eu uh, îmi uh, caut jurisprudență, să mă documentez despre anumită speță. Uh, în mod evident mai găsesc astfel de probleme. Și uh, cum eu știu să caut, sunt 100% sigur că sunt și alții care știu să caute. Fie că discutăm de persoane care au, nu știu, Uh, și aici ai speculă, nu are niciun efect Dar sunt și alți it -și care care se pricep Și care folosesc uh, și care caută Sunt cei de la servicii Care foarte mulți au făcut și dreptul Și care folosesc dreptul activ Și atunci se informează pe rejust Sau uh, pe alte surse Și uh, își dau seama de vulnerabilități și uh, Discutăm aici și de de persoane care au avut dosare în instanță și sunt pasionate de IT și atunci își caută propriile dosare, tocmai pentru că sunt interesate, sunt cei care fac aplicații în acest sens, cei de la Volters Kluwer, cei de la Lege 5 uh, Indaco adică, deci toți ăștia știu practic au competențe necesare să identifice și poate chiar să abuze de problemele de genul și nu ar fi ceva nou, uite dau un exemplu Volters Kluwer accesează acum rejustul deși rejust spune că nu poți să-l accesezi și că n-ai voie să copiezi informațiile de acolo, ce ne facem? ce ne facem? Și problema intervine și aici ar trebui Walter să-și facă treaba, e că e probabil că acele informații și acele parole să fie indexate de Walter care acum să le ofere public, astfel încât e posibil parolele încă să fie publice pe, pe aplicația Volter și pe alte aplicații de gen. Dar aici este treaba lor ce au făcut și cum și-au gestionat softul și poate, poate verifică dacă nu s-a modificat pe rejust și îl și modifică și ei. Sperăm! Mulțumesc foarte mult pentru uh, vizionare, sper că nu ați fost victime voi sau uh, clienții dumneavoastră într-o astfel de breșă, iar dacă ați fost uh, o mențiune, ANSPDCP nu se ocupă de astfel de breșe, se ocupă chiar CSM care este și vinovatul și soluția dacă ei nu știau măsurile e să merge în instanță cu ei unde tot ei te judecă. Eu cred că este treaba uh, avocaților, uh, poate chiar a barourilor sau a UNEBR să ia măsuri în acest sens, pentru că victimele sunt chiar clienții lor. Sunt sceptic că lucrul ăsta se va întâmpla, pentru că toți pare că avem morcov în fund în România, însă eu cred că este necesar, dacă vrem să vedem o schimbare efectivă în uh, respectul pe care ni-l oferă justiția, uh, fie că suntem justițiaveli, fie că suntem profesioniști în drept. Mulțumesc foarte mult și zi frumoasă! Spor la treabă!